v-am regăsit, stimați telespectatori, la o nouă ediție a emisiunii Între Scriptură și Ziar. De această dată, între cele două realități, între realitatea din stradă a ziarelor și realitatea care vine diacronic pe parcursul a 2000 de ani, se află în perspectiva noastră, sub ochii noștri, biserica. Ceva s-a întâmplat în urmă cu câteva săptămâni. Un eveniment care n-a putut trece neobservat și presa din România l-a preluat, adevărat pe ultimele pagini, la rubricele de diverse, un eveniment care s-a întâmplat într-o biserică metodistă, un domn l-a cerut în căsătorie pe alt domn în timpul liturgiei bisericii și întreaga biserică, alături de rectorul bisericii, conducătorul bisericii, au început să aplaude și să celebreze acest lucru. Faptul a fost distribuit pe rețelele de socializare, a fost împrăștiat între credincioșii evanghelici din biserici tradiționale, a stârnit oroare, a stârnit furie, a stârnit diferite judecăți. Într-un zâmbet ironic, presa din România l-a preluat și a arătat, iată, care este starea bisericii astăzi. Care este starea bisericii astăzi? De ce este văzută biserica astăzi ca o instituție care nu mai are puterea din tâi, nu mai are influența din tâi, o instituție care la 60 de ani de la crucificare crease un nou imperiu peste cel roman și biruia imperiul roman, astăzi nu mai este de temut. L-am invitat în emisiune pe un prieten, ne-am împrietenit prin cărți prima dată, i-am citit texte, apoi ne-am cunoscut personal. Este vorba de pastorul Ghiță Mocan. Îi spun bun venit, bine ați venit în studio, între acest clește, între Scriptură și Ziar, să discutăm, pornind de la acest eveniment, nu vreau să discutăm evenimentul în sine, dar pornind de la acest eveniment, întrebarea de ce se vede biserica așa cum se vede în afară, ce a pierdut, ce s-a întâmplat între timp, ce mecanisme lăuntrice s-au defectat în interiorul bisericii, de biserica a ajuns să fie ridiculizată, demnă de milă, ironizată de către lume și nu numai, chiar de credincioși înșiși. Întâi mulțumesc pentru invitație, mă bucur să ne întâlnim și în cadrul acesta. Iar cât despre relevanța bisericii astăzi, cred că s-a produs o mutație nefericită între caracterul ofensiv al bisericii din primul secol și caracterul defensiv al bisericii de azi. Sigur că 2000 de ani de creștinism înseamnă foarte mult, 2 milenii înseamnă mult dinamism și foarte multe mutații în interiorul creștinismului, dar privind acum mai aproape și plecând de la cazuri ca cel prezentat, și acesta e numai unul dintre cazuri sau dintre anomaliile care se întâmplă în cadrul eclezial, în cadrul bisericesc, în sânul creștinismului, cred că biserica în ansamblul ei a pierdut destul de mult pe partea de mesaj. Este un paradox aici. Biserica poartă mesajul salvator. Mesajul bisericii este mai mare decât biserica în sensul ei local, chiar mai mare decât cei care îl poartă. Probabil biserica nu mai crede suficient de mult, de ardent, în mesajul pe care îl duce, cu toate că, repet, este mesajul salvator unic pentru ființa umană, și de aici apare timorare, oarecare intimidare. În mediul evanghelic, bunăoară, asta și sub imperiul comunismului și a influenței și a presiunii comuniste, nu e așa că bisericile evanghelice se zideau, se clădeau la marginea satelor, a comunelor. Foarte greu intrăm în orașe, foarte greu intrăm înspre centrul orașului. Din 90 încoace ne străduim să ne ducem cu Evanghelia în medii mai elevate sau să ne adresăm nu doar celor care au dependențe sau probleme sau care sunt se luptă cu viața de zi cu zi, ci să arătăm că Evanghelia de fapt este o necesitate și mesajul este necesar și pentru cei care o duc bine și care poate sunt principiali, poate sunt fideli, au o anumită conduită, să spun așa. Resimțim asta probabil din cauză, repet, că nu reușim să facem din mesajul pe care îl purtăm, din mesajul Evangheliei, ceva primordial și relevant. Deci am pierdut undeva mesajul, am pierdut cumva oare și
odată cu mesajul și sentimentul identității, cine suntem noi, recentisime, circula viral, tot pe rețele de socializare, un mesaj, un scurt videoclip filmat de niște tineri cu următorul mesaj. Sunt creștin, I'm Christian but. Sunt creștin, dar nu sunt necivilizat, nu sunt exclusivist, nu sunt homofob, nu sunt și... Mesajul acestui videoclip tinde să transmită că suntem creștini, cu alte cuvinte suntem niște practicanți ai unei religii, dar nu mai ținem la principiile. O frază era, dar nu sunt conservator, dar nu țin de valorile pe care le-au ținut sau care au ținut antecesorii mei. Dacă am contaminat mesajul, dacă am pierdut identitate, este ceva recuperabil? Putem cumva recupera aceste lucruri sau pur și simplu privim la felul în care facem implozie și începem să ne plângem unii altora că biserica cumva va fi casarea care trebuie călcată în picioare să-și recapete gustul? Eu sunt dintre optimiști și cred că mai ales generația tânără, în care am o mare încredere, spre deosebire de unii colegi de-ai mei care privesc totul ca o criză, pentru că îi văd mai ales pe tineri, generația cea mai informată de altfel, da, care caută esența. Într-un fel, vorba lui C.S. Lewis, creștinismul redus la esență, mă gândesc că acesta ar fi trebuit să fie ținta, care înțeleg istoricitatea creștinismului, care înțeleg dimensiunea tradițională sau nevoia de tradiție în sensul just al termenului, care înțeleg că nu poți fi creștin relevant fără a fi moral și principial, care înțeleg că nu te poți lepăda de contextul în care ai crescut, care se integrează frumos din punct de vedere confesional și nu văd o contradicție, cum spuneați că unii văd, nu văd o contradicție în asta, dar încearcă să-și asume acele valori. Mă gândesc că legat de criza mesajului ar fi poate și această criza acestui transfer dinspre mesaj, care sună bine, idealist uneori, da, înspre aplicarea lui în viața oamenilor. De fiecare zi. De fiecare zi. Ați amintit generația tânără și această generație tânără este foarte prezentă în mediul din care am recoltat exemplele mele, și anume rețelele de socializare. Mie mi se pare... Și aici aș vrea să campăm puțin cu discuția noastră. Mie mi se pare că tocmai această dependență a tinerii generații de rețelele de socializare, de mediul virtual, trădează principala criză a acestor oameni. Nevoia de discuție față către față, de mediere personală. Sunt abordat uneori de tineri și pentru diferite probleme spun, nu sunt competent să te ajut, adresează-te pastorului tău. Îmi răspunde, n-are timp de mine. Încearcă, sunt sigur că n-are timp de mine. Și văd în ei o foame enormă de formare. Sunt, cum ați spus, foarte bine informați, cea mai informată generație de la începutul secolelor încoace, dar sunt într-o foame extraordinară și asta este partea încurajatoare, de asta cred că aveți motive să fiți optimist. Absolut. Sunt foarte încurajat de foamea lor de formare. Ce-i de făcut? Cred că trebuie să venim spre ei. Cred că trebuie să ieșim dintre zidurile bisericii, cred că trebuie să folosim mai puține clișee, cred că trebuie să facem textul biblic mult mai relevant, cred că fără a-i afecta conținutul, forța, să reușim să-l punem în cuvinte, nu știu, mai bine articulate, poate mai scurte, discursuri poate mai scurte, poate un alt fel de limbaj, pentru că ei trăiesc într-o lume foarte aplicată. Cine trăiește în lumea reală azi, nu numai tinerii, timpul se valorizează altfel în postmodernitate. Conceptele au o altă suplețe. După aceea, această îndoială cultivată de postmodernitatea în care ne aflăm, care n-aș spune că e neapărat rea. E bine să-ți pui întrebări. De altfel, eu însumi și mă gândesc că orice experiență a convertirii trece printr-o, vorba misticilor, o noapte întunecată a sufletului. Exact. Dacă nu ai agonia aceea, ori noi trebuie să respectăm agonia lor și să le venim în aproape, să le fim aproape și să acceptăm dialogul cu ei. Vă mărturisesc că, apropo de spațiu virtual, mă abordează și pe mine, mai ales tineri, pentru că unii dintre ei n-au găsit o cale de dialog. După cum știți,
dialogul este o formă superioară până la urmă de relație. Teologia s-a născut în mod dialogal. Știința, secolul XVII, din câte eu știu, s-a făcut în mediul acesta polemic și dialogal. Ei vor dialog și numai să aibă cu cine. Exact. Să reușim să ne punem la mintea lor, să reușim să găsim uneori cuvinte, să ne străduim să o facem. Sigur că nu e simplu. Sigur că e mai simplu un monolog. Sigur că exercițiul predicatorial pare mai confortabil și este mai confortabil. Te pregătește menic, te bizui pe călăuzirea Duhului, pe momentul acela care poate fi profetic pentru unii. Dar de ce să nu facem mai mult? Sună foarte cunoscut ce spuneți. Sună foarte un model foarte ușor de asimilat. Ca pastor profesionist, sunteți pastor profesionist între ghilimele de 13 ani și știm cu toții care este ispita, tentația tuturor celor care își petrec viața între amvon și biroul de studiu de a fi închiși într-o cutie de plexiglas și de a pierde contactul cu lucrurile din prejur, cu oamenii din prejur, cu societatea, cu ziarul, rămân numai campați în scripturi. Ce anume faceți concret, personal, practic, ca să nu deveniți autist la zgomotul și la strigătul de ajutor a generației care ne urmează? Aș zice că, în primul rând, mă las provocat de orice oportunitate care mă scoate din mediul meu. Cred că, în fond, eu am nevoie să fiu scos, uneori forțat, alteori poate împotriva voinței mele sau poate un pic, nu știu, deranjat, pentru că mă scoate din confortul meu, să fiu scos din bibliotecă, să fiu scos din exercițiu predicatorial și să fiu dus pe teritorii unde mă simt vulnerabil. Și în ultima vreme sunt foarte atent ca astfel de ocazii să nu le ratez. Prefer să ratez și uneori chiar o fac, cu multă delicatețe, ocazii predicatoriale. Prefer uneori să spun, nu cred că e înțelept să fac atâția kilometri pentru o predică, în vreme ce vă pot recomanda cu dragă inimă un coleg ce este mult mai aproape. Și o fac cu așa deschidere de inimă și cred că am făcut exact ce trebuia să fac. Pe de altă parte, nu ratez nicio ocazie să mă întâlnesc, mai ales cu tineri. Am un grup de ucenici mai nou cu care mă întâlnesc aproape regulat, cu tineri care caută mai mult, care vor mai mult, care se lovesc și ei, mai ales în mass media și în viața lor cotidiană, de tot felul de păreri, care înțeleg că a fi creștin devine la un moment dat ceva atât de pretențios și care vor un dialog aplicat cu cineva, care nu neapărat să le dea un răspuns, pentru că, să fim realiști, noi nu avem la toate întrebările un tip de răspuns exact, foarte matematic, exact. Dar cel puțin să-i ferească de primejdii, cel puțin să le spună, atenție, ești aproape de o zonă care poate deveni periculoasă pentru tine. Acum am dezvăluit agenda mea ascunsă și motivul pentru care v-am invitat. Pentru că, meditând la multe lucruri în timpul care a trecut, am simțit cumva înăuntru meu, din partea lui Dumnezeu, un gând, și anume că ucenicia, acea veche metodă și atât de disprețuită astăzi, metoda prin care biserica a ajuns imperiu spiritual, metoda prin care apostolul Pavel, fără mijloace de transport moderne, fără telefon mobil, fără internet, a reușit să creeze o rețea de biserici. Ucenicia, cred că, este unul dintre secretele pierdute, dintre mecanismele defectate ale bisericii. Și motivul pentru care v-am invitat odată, pentru că faceți acest lucru, și pentru că ați scris două cărți. Știu foarte bine cărțile, le-am făcut recenzie. Scriitorul Dorin Mureșan, la o altă emisiune care apare pe Credo TV, la Scara Cuvintelor, a făcut o recenzie primei cărți. Alături de Iisus, prima carte este o descriere bine argumentată, făcută cu exercițiu academic, cu notițe de subsol, cu tot ce trebuie, o descriere documentată a metodei de ucenicire a Domnului Iisus. Și a doua, rugăciunea lui Iisus, rugăciunea pentru ucenici, amândouă cărțile au legătură cu ucenicia. Și aș vrea ca în ultima parte a discuției noastre să ne oprim asupra acestui subiect ardent, delicat pentru biserici. De ce nu se mai face ucenicia? Ca pastor pentecostal,
Eu am practicat 20 de ani pastorală în mediul baptist. Cred că amândoi împărtășim cumva povara și durerea că suntem prea prinși în proiecte și programe și, cum spunea un coleg de-al nostru, pastorul Vasile Taloș, am ajuns să păstorim proiecte și programe și nu mai păstorim persoane. Ce-i de făcut? Cum putem să ne încurajăm pe noi înșine să facem ce a făcut Iisus și apoi pe alții? Ce spun acum ar putea să sune a clișeu, dar voi încerca să argumentez. Cred că trebuie să ne întoarcem în mod nemijlocit la textul Scripturii. Cred că trebuie să interacționăm cu el. Aceste două cărți pe care le-am scris le văd mai degrabă ca o interacțiune a mea cu textul Scripturii în două mișcări. Prima mișcare a fost cea predicatorială. Ambele cărți, să zic așa între ghilimele, le-am predicat înainte. Prima carte, Alături de Iisus, preia de fapt 8 narațiuni din Evanghelia după Marcu, exclusiv din Evanghelia după Marcu, Evanghelia Uceniciei. De altfel, 8 ocazii în care Domnul Iisus face ceva împreună cu ucenicii, Marcu fiind o evanghelie calată foarte bine pe acțiune, dar întotdeauna evenimentul acela, momentul acela, are o conotație didactică, iar Domnul îi învață. Rămâi uneori dezamăgit, mai ales când analizezi exegetic textele, cum ucenicii nu pricep sau pricep cu o anumită întârziere, cum ucenicia lor este deseori atât de superficială, de slabă, le găsește o grămadă de deficiențe. De altfel, cele 8 ipostaze mai degrabă ar fi niște inadecvări ale omului carnal în raport cu marea provocare a ucenicii. Mesajul lui Iisus. Da, și rămânem și închei cartea cu această notă de optimism, că Iisus nu-i schimbă, adică îi schimbă pe ei, dar nu ia alții să-i schimbe, ci pur și simplu formează o ceată de pescari care înțeleg târziu, care vor înțelege după înviere în mare parte și care cel mai bine au înțeles, cred eu, în momentul în care au început ei înșiși să fie purtătorii mesajului, ei înșiși ucenicizatori, investindu-se în alții. Și în momentul când Duhul Sfânt finalmente a inflamat mesajul, fiecare dintre ei, lașul Petru devine curajos și gata să-și dea viața pentru Domnul. În momentul când acești ucenici formați de Iisus sunt inflamați de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, a treia persoană din Sfânta Treime, și atunci ucenicia își dă roadele. Ce se întâmplă în a doua carte, Rugăciunea lui Iisus? A doua carte este o analiză tematică a rugăciunii din Ioan 17, supranumită Rugăciunea de Mare Preot a Domnului Iisus. Este o analiză strictă pe Ioan 17 și intrând în universul ei, intrând în acest spațiu, Worsby spunea într-unul din comentariile lui, în momentul în care intri în Ioan 17, intri în Sfânta Sfintelor, pentru că acolo Fiul vorbește cu Tatăl, înălțimea acestui capitol, nu? Profunzimea lui, unicitatea lui într-un fel, dimensiunea dogmatică implicită a capitolului 17 și pe de altă parte această nuanță caldă personală a lui Iisus. Faptul că Iisus în acest capitol, să ne-l imaginăm, trece de partea ucenicilor. Da, asta mi se pare fascinant în Ioan 17, cum ne dă acces Duhul Sfânt prin Evanghelia după Ioan. Ne deschide portița aceea secretă să vedem în intimitatea dialogului dintre Tatăl și Fiul. Și alt subiect mai bun, înainte de moarte, cu coroana aproape pusă pe cap, coroana de spine aproape pusă pe cap, nu-și găsește Iisus alt subiect mai fascinant de discuții cu Tatăl înainte de moarte decât despre ucenici? Te rog pentru ei, te rog pentru cei ce mi-ai dat, te rog să-i ții una, te rog să-i păzești în lume, te rog să-i păzești neîntinați, spală-i prin apa cuvântului. Toate aceste despre ucenici, marea pasiune a Fiului este, în așteptarea mea, cu totul alta de o veșnicie încoace. Ucenicii erau pasiunii de vreo 3 ani doar față de veșnicie întreagă și totuși asta este ceea ce îl arde pe Mântuitorul în ultimele clipe din ceasurile vieții, din viața lui pământească dinainte de crucificare. De aceea cred că este important și pentru noi să punem prioritățile în ordinea în care le-a pus Iisus. Ucenicia pare să fie, dacă mi-este permis să pun alături de Iisus acest cuvânt și îl pun între ghilimele, și în italice, obsesia de ultim ceas a Domnului Iisus.
pur și simplu Domnul Iisus uită de sine. Sper să nu pară prea psihanalitic ce am spus, dar cam asta e, uită de sine și prin acel exemplu, pentru că rugăciunea din Ioan 17 este pilduitoare, ea ne oferă un model cu adevărat unic și suprem, un model de rugăciune de mijlocire. Eu cred că prin ricoșeu, printr-o învățătură subliminală, să spun așa, nu neapărat în textul ei, rugăciunea din Ioan 17 certifică, validează, promovează mijlocirea. Ori până la urmă, nicăieri nu suntem mai puri în actul nostru devoțional ca în rugăciunea de mijlocire. Pot să mă rog corect, cu atitudine bună pentru mine, dar întotdeauna când mă rog pentru mine, s-ar putea să emit pretenții, s-ar putea să am așteptări irealiste, s-ar putea să mă infatuiesc chiar înaintea lui Dumnezeu, s-ar putea să fiu apatic. Când mă rog pentru mine, mereu există o primejdie. Când mă rog pentru tine, nu există nicio primejdie. Da. Pentru că atunci uit de mine și mă pun în slujba semenului. Ar fi corect să spunem sau să proiectăm o alternativă la evenimentele din ultima vreme? Ar fi corect să spunem, dacă biserica și-ar fi practicat în acești mii de ani ucenicia, evenimente ca cel de acum câteva săptămâni, acelor doi ghei care s-au cerut, n-ar mai fi avut loc? Ar fi posibil să proiectăm așa ceva? Eu îndrăznesc să proiectez așa. Eu cred că această invazie a răului, cred că această, iată, acest șoc al perversiunii, această universalitate până la urmă, nu? A păcatului și a răului se pliază nefericit de bine pe o slăbiciune a bisericii. Nu fac din asta o dramă și o demagogie, dar până la urmă asta este. Cred că lumea e atât de tare pe cât de slabă e biserica. Da. Iar lumea va ceda porțile locuinței morților. Ce spune Hristos? Ce îi spune lui Petru? Pe tine voi zidi biserica mea, da? Și biserica mea se va duce până la porțile locuinței morților. Dacă lucrul ăsta nu se întâmplă, ar trebui serios să ne punem problema, atât la nivel individual, cât și la nivel de confesional și de, mai ales de biserică locală, unde ne-a așezat Dumnezeu, în orașul în care suntem, în localitate, în cartier, cât de relevanți suntem noi acolo. Cu alte cuvinte, dacă ar fi să închidem în circular discuția, pornind de la stricăciunea din lume, uitându-ne la modelul Domnului și întorcându-ne la contemporanitate, cred că am putea răspunde prin ucenicie provocărilor pe care lumea ni le plasează în biserică, gunoiul pe care lumea l-aruncă în curtea bisericii ar putea fi curățat învățându-i pe ucenicii noștri să se protejeze, să se vaccineze, să aibă de-a face cu rău, pentru că de fapt asta a făcut Domnul cu ucenicii. I-a învățat să se raporteze la lume. Nu te rog să iei din lume, ci te rog să-i faci biruitori în lume. Am putea să emitem această ipoteză de lucru că ucenicia va întări biserica. De salvat a salvat-o Domnul. Porțile biruinții morților nu vor birui. Ne-a promis Domnul biruință. Dar putem spune că ucenicia poate întări biserica și o poate face să-și împlinească mandatul. Fără îndoială. Și când spunem asta, probabil că ar trebui să spunem ca ei noștri să-și trăiască viața, să fie morali, să fie spirituali, dar nu fariseici. Și încă ceva aș mai adăuga, odată ce tu trăiești cu Dumnezeu, te străduiești, odată ce ești un creștin autentic, nu perfect, dar autentic, să învățăm pe ai noștri, mai ales pe cei care nu au o slujbă în biserică sacerdotală, pe laici, pentru că oricum noi trăim într-o societate laică, să învățăm că acolo unde sunt, ei sunt trimiși împărăției lui Dumnezeu. Iată răspunsul Scripturilor și am deschis, nu la întâmplare, ci la un text care reprezintă o poruncă, nu e opțiune. Sunt opțiuni pe care le au creștinii de a merge în misionari internaționali sau sunt opțiuni de a face cu tare și cu tare binefaceri, dar ar vrea să încheiem discuția noastră cu încheierea Evangheliei după Matei. Iisus s-a apropiat de ei și a vorbit cu ei și a zis și pune această poruncă între două coperți. Prima copertă ne asigură de puterea lui. Toată puterea mi-a fost dată în cer și pe pământ. Duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh și învățați-i să păzească tot ce v-am poruncit.
și iată că eu voi fi cu voi în toate zilele până la sfârșitul veacului, amin. Două coperți, puterea lui și prezența lui. Ne-a asigurat, ni le-a promis acestea două, dar ne-a dat o poruncă nenegociabilă. Faceți ucenici, faceți ucenici. Pare să fie mandatul ultim și nenegociabil pentru fiecare credincios creștin. Așadar, ne despărțim cu hotărârea și cu promisiunea față de Domnul de a face ucenici, de a asculta poruncile. Probabil în finalul emisiunii aș vrea să încurajăm și pe unii dintre colegii noștri, foștii mei colegi, actuale dumneavoastră colegi, păstori, de a se pune mai mult la dispoziția oamenilor în relații personale, de a-și deschide porțile biroului pastoral, de a avea nu numai ore de audiență pe care le au, de a face nu numai vizită pastorală, ci de a face ceea ce faceți dumneavoastră. Un grup de băieți, un grup de tineri, încredințează la oameni de încredere, s-a încredințat, îi spune Pavel lui Timotei, și de a perpetua acest model al uceniciei peste veacuri. Și aș invita chiar să facă toate astea într-un mod neformal, în sensul că, într-un fel percepe, mai ales un tânăr, atunci când îl inviți la biserică, atunci când, eu cred că nu toate trebuie să aibă loc în biroul pastoral. Eu cred că în parc, cred că la o ieșire la iarbă verde sau într-o activitate sportivă de care toți avem nevoie, da, omul se deschide mai ușor. Dar nu numai omul, ca să nu discutăm utilitar. Eu însumi, ca mentor, sunt altul. Sigur. Eliade spunea la un moment dat că un mentor crește prin întrebare necesară. Și întrebarea necesară nu poate veni decât în momentul când ucenicul ți-o pune. Altfel, mentor fiind, maestri fiind, putem rămâne închiși în propria plafonare dacă nu mai suntem provocați de ucenici. Și aș adăuga faptul că e plăcut să citești o carte, nu numai o carte. Biblioteca îți oferă un spațiu atât de sigur și de confortabil, primejdios la un moment dat. Nimic nu se compară, vorba lui Erasmus, cu pacea cărților, dar satisfacțiile cele mari le ai investind, și dezamăgirile cele mari, da, le ai investindu-te în cineva. Exact. Punând în inima cuiva, pentru că acolo e ceva viu. O carte nu e ceva viu în termenii aceștia. Nu vezi cum funcționează. Tu, efectiv, în relația de ucenicie, arunci o sămânță care nu în mod necesar va crește. Unele se risipesc. Până la urmă depinde în ce pământ cade sămânța aceea, dar niciodată să ne tragem înapoi în a fi acolo, în a spune, în a ne implica și mai ales să-i luăm pe oameni în serios. Da, neapărat, neapărat. Mulțumesc foarte mult și sper să ne reîntâlnim cu alte ocazii pentru a continua discuția noastră. N-am epuizat-o aici, este doar un capăt de fir. Îi invit pe telespectatori să caute cărțile dumneavoastră, să le citească, să vadă care este modelul Domnului Iisus pentru ucenicie și apoi să practice fiecare în dreptul fiecăruia după mandatul pe care îl au încredințat prin Duhul Sfânt să facă ucenici. Părinții, iată, primii ucenici pe care eu sunt proprii copii. Dacă ne-am luat în serios, măcar în familie, mandatul acesta, părinți-copii, relații de ucenicie desăvârșită, puși sub autoritatea ta prin relația de familie, cred că bisericile noastre ar căpăta încet, încet o altă dinamică și o altă influență. Până la urmă, istoria ne-a demonstrat-o. Ucenicie este principala metodă prin care biserica s-a făcut simțită, temută de împărăția Întunericului. Mulțumesc încă o dată, Ghiță Mocan. Cu drag. Sper să ne revedem.